ищет магазины случались с рыбой. То есть, говорит, вы на весь дреб дварсы деструч. Вообще магазин случал без так. Касфи астăzi o concurenții între rețelele astea, mai ales a străinilor care noi le avem. Când ar fi magazin de stat social, omul vrea să duce în magazin unii plus 30%, dar în magazinele de stat, știu, bălă bez târgovei nadbavki, adică să fie doar la zime cost. De ce la noi în sat sunt două sate, Socol și Patroașcov, nu există nici apă, nici canalizare, nici gaz? Uitați, pe ce ține de apă și canalizare în țară, o dat pe spatele primarilor. Nu poți faci proiect la apă, ori la canalizare, pe etajă, ori pe casă. Îți faci integral. Și noi avem nevoie de proiect de canalizare și apă pe toată țara. Trebuie să fie o întreprindere de stat, care răspundere și de canalizare și de apă în toată țara. Trebuie întors la stat și statul să răspunde de asta. Că primarii aici nu sunt stare. Referendumul ăsta îmi pare cu bomboană. Și vor să modifici Constituția. Și mă tem să nu umbli și la articolul despre neutralitate. Eu nu vreau Republica Moldova să fie nici într-un bloc. Nu vreau să fim poligonul. Nici rușilor contra americanilor, nici americanii contra rușilor și la nimeni. Pe mine astăzi mă interesează ca Republica Moldova să fie un stat care câștigă bani și asigură o viață bună a cetățenilor. Noi astăzi trebuie să avem un număr de soldați profesioniști doar pe contract. Noi trebuie să anulăm aberația asta ca armată obligatorie pentru copii. Eu vă promit că noi să rămânem stat neutru. Eu nu vreau astăzi nici o armată pe teritoriul Republicii Moldova. Și asta am grijă pe cei care avem în șeșor să le fac bagajul, să le fac un tranzit, să duc înapoi, să șadă lângă neamul și părinților. Vă mulțumesc! Oamenii vor schimbări și noi schimbarea asta să o facem. Mulțumesc, Oltănești! Vă doresc o seară cât mai frumoasă. Pe 20 octombrie votați cum vă spun ei.